Secretele militare sunt printre cele mai bine păzite din lume, iar în jurul unor zone precum Area 51 sau Sector 7 s-au țesut de-a lungul deciliilor teorii ale conspirației. S-au făcut speculații fără ca nimeni să știe însă cu certitudine ce se petrece acolo. Din când în când își fac apariția produsele lor, arme sofisticate pe care de multe ori le vedem doar în filmele science fiction și a căror existență în realitate nici măcar n-o bănuiam. E bine, în episodul de astăzi o să vedem câteva arme declasificate în anul 2020. Ai spune că sunt mai potrivite într-o grădină zoologică decât într-un război, dar în realitate cererea pentru ele în zonele de luptă este foarte mare. Practic, ele abia aduc cu animale reale, fiind structuri metalice dure. Oamenii de știință au dezvoltat două animale robotice, un catâr și un ghepard, fiecare cu funcții distincte. Catârul robotic are rolul de a transporta obiecte grele pe teren accidentat, unde vehiculele obișnuite nu se pot deplasa. El nu are cap, dar i-au fost atașate urechi pentru a putea răspunde la comenzile verbale și ochi pentru a se deplasa pe compropriu. Ghepardul robotic se deplasează și el pe orice tip de teren, cu rapiditate chiar mai mare decât a ghepardului real. Structura metalică a corpului său este aproape indestructibilă, el deplasându-se în zonele de război și având preponderent misiunea de a transmite mesaje de la o divizie la alta. Este o armă folosită pentru controlul mulțimilor. Existența sa a fost făcută publică în 2008, iar de atunci a fost folosită în mod frecvent. Este formată dintr-o rețea de unități electronice, iar odată activate, ele emit o undă de șoc care poate asoma mulțimea fără contact direct, ceea ce le face înspăimântător de eficiente. Teaser, Shockwave, poate electrocuta mulțimea aflată la peste 7 metri distanță, fiind astfel foarte utilă în reprimarea revoltelor. Dispozitivul poate crea o adevărată barieră electrică și poate fi montat pe orice vehicul. Cei care le-au creat spun că ele pot vedea totul. Guvernele au investit zeci de milioane de dolari pentru a crea drone spion camuflate în dispozitive asemănătoare păsărilor. Acești roboți zburători sunt dotați cu camere mici care transmit fluxuri video pentru spionii aflați la distanță. Se pare că aceste păsări spion vor fi foarte eficiente în teatrul de război, fiind cel mai bun mod de a obține informații, inclusiv de la întâlniri secrete. De asemenea, ele pot fi utilizate și în zone unde se produc, de exemplu, dezastre chimice, acolo unde oamenii nu pot pătrunde din cauza radiațiilor sau mai mult pot preveni astfel de catastrofe. Nu există rapoarte care să ateste că aceste păsări au fost trimise în vreo misiune, dar tehnologia pare să funcționeze. Este acronimul de la Protection Ensemble Test Manek și este un robot folosit pentru a testa echipamente noi pentru personalul militar. Batman poate merge și își poate mișca mâinile și arată surprinzător de uman atunci când se mișcă. De altfel, când Batman este lăsat în mijlocul unei mulțimi, este imposibil să-l deosebești de oameni. Sunt speculații că de fapt rolul real al lui Batman nu este acel de a testa haine, ci de a fi trimis în război în linia întâi a frontului. El este dotat chiar și cu simțurile specifice corpului uman și însă reacționeze corespunzător la ceea ce vede, aude, miroase și dacă este cazul chiar la ceea ce gustă. Ai putea crede că este vorba de un gadget al lui Harry Potter, importat în viața reală, însă ea nu este cu adevărat o mantie, ci mai degrabă un costum militar cu model de camuflaj. Arta camuflării este extrem de importantă într-un război, de ea depinzând dacă un soldat trăiește sau este împușcat. Camuflajul în zilele noastre nu este însă chiar atât de avansat și de ani de zile armatele s-au plâns cu privire la asta. Acum cu acest nou model de camuflaj, soldații se amestecă total cu fundalul. Oamenii de știință au dezvoltat acest nou model după studierea a mii de tipuri de peisaje și imagini reduse la pixel pentru a le imita și genera noua costumație. Acest nou camuflaj include chiar și fractali vii care imită mediul direct și atât de eficient încât este aproape invizibil chiar și pentru cei care se uită cu atenție.
A fost lansată public în anul 2017 și a primit porecla de America's Raygun. Dispozitivul reprezintă o combinație de matrice, radar și cuptor cu microunde. ADS trage cu un val de unde electromagnetice care sunt absorbite imediat de stratul superior al pielii, provocând o durere foarte ascuțită. Reacția inamicilor este atât de puternică încât își abandonează armele și fac tot posibil să scape din raza de prăjire a dispozitivului. Armata Statelor Unite ale Americii a folosit această armă în Irak, dar după câteva luni ea a fost retrasă în țară fără vreo explicație. Guvernul federal susține că ea nu cauzează efecte persistente, dar preocupările sunt legate de posibilele efecte secundare pe termen lung. Este o altă armă concepută să neutralizeze, nu să ucidă. Personal Halting and Stimulation Response este o pușcă compusă dintr-un tablou cu laser portabil care se numește Dazzler. Raza laser pe care o generează este capabilă să orbească și să dezorienteze pe oricine intră în raza ei. Armele care cauzează orbirea au fost interzise prin protocolul Organizației Națiunilor Unite în 1995, însă Dazzler cauzează orbirea temporară și iese astfel din sfera de interdicție. Inițial, dispozitivele erau montate pe armele soldaților americani, dar acum reprezintă o armă în sine. Desenele animate japoneze au fost cele care i-au inspirat pe americani să dezvolte această armă. Pikachu, personaj din Pokémon, a creat într-un episod din 1997 o succesiune rapidă de flash-uri albastre și roșii, iar efectele au fost devastatoare asupra telespectatorilor. Aproape 700 de copii au suferit convulsii, ochi iritați, au vomitat și așa mai departe după ce au urmărit serialul. De la copii de 3 ani și până la un bărbat de 58 de ani, cu toții au stat în spital mai mult de 24 de ore cu simptome de epilepsie. Majoritatea copiilor au reacționat după aproximativ 20 de minute de la începerea filmului, ca și cum un virus cibernetic i-a contaminat pe toți într-o clipă. Americanii s-au decis astfel să valorifice puterea lui Pokémon și au căutat o modalitate de a crea un pistol care să inducă o criză atunci când se apasă pe trăgaci. Dispozitivul este conceput pentru a distruge impulsurile electromagnetice puternice, fapt ce cauzează întreruperea controlului muscular voluntar. Se spune că eficacitatea sa nu a fost testată pe oameni, astfel încât nu există informații dacă poate ucide pe cineva. Cert este că ea se află în depozitele armatei Statelor Unite ale Americii. Fabricat și patentat în Suedia, dispozitivul interferează cu frecvențele infraroșii. Mantaua are capacitatea de a integra tancul în mediul înconjurător sau de a-l face să pară altceva. Spre exemplu, un tank poate semăna cu o mașină. Dispozitivul a fost pus la punct în anul 2020, iar oficiale armate susțin că până acum nu a fost trimis în zone de conflict. Nu aceasta este denumirea sa oficială, dar acest costum a fost atât de des comparat cu cele purtate de eroi din benzi desenate, încât eroul căruia i s-ar potrivi cel mai bine ar fi Iron Man. Talos sau The Tactical Assault Light Operator Suit, pe numele său oficial, a fost creat de SOCOM și este un costum plin de metal. Practic, este un exoschelet blindat care poate induce o rezistență supraomenească, răspunde direct la stimularea creierului și acționează ca o armură. Bineînțeles, costumul nu este disponibil pentru oricine, ci a fost creat pentru trupele speciale. Câteva companii au început să producă, dar fabricarea sa este incredibil de scumpă. Dezavantajul major al costumului este că bateria se termină destul de repede, dar în timp e posibil ca această problemă să fie rezolvată. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și subscribe. De asemenea, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru secundar, Antrenează Creierul, aveți link în descriere, sper să intrați și să vă abonați și să urmăriți câteva clipuri de acolo. De asemenea, nu uitați să vă lăturați și serverul nostru de Discord, ne vedem cu alte episoade, nu uitați de follow pe Instagram la Jocul Virtual 1 și evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.